frumoasă piesă religioasă intitulată Pavelică. Trăia la poalele unui munte un tânăr sculptor foarte talentat care se numea Gheorghe. Fiind un om pașnic, liniștit, Dumnezeu i-a rânduit o fată după cum era și el și s-au căsătorit și trăiau în pace, iubindu-se foarte mult unul pe altul. Ținea foarte mult la soția sa, Tatiana, însă i se părea că alții vrea să-i răpească. După 2 ani de căsnicie, Dumnezeu le-a dăruit un copilaș foarte frumos, semănându-i mult mamei sale. Mama lui îl iubea nespus de mult și l-a linta ca o mamă adevărată. Diavolul însă, care caută să facă numai rău peste tot, nu a întârziat intrând și într-o această familie, sădind în sufletul lui Gheorghe gelozie puternică. Gheorghe, din dragostea prea mare ce o avea față de soție, ajunge gelos pe propriul copil când mama sa îl dezmerda. Fel de fel de gânduri îl munceau, dorind ca el să fie singurul cel iubit de soția sa. Fiind stăpânit de acest păcat al geloziei și cârmuit de acel rău, într-o zi intră într-o cârciumă și bău până ce își pierdu rațiunea și, întorcându-se acasă unde nu a găsit pe soție, luă copilașul din leagăn care avea numai câteva luni și în mare grabă se îndrepta spre munte, spre a-l rătăci. Săracul copilaș abia se ridica să meargă în picioare, mai mult gol fiind, cu o cămășuță pe el, a fost dus în munți de tatăl său spre a fi mâncat de fiarele sălbatice. În timp ce copilașul a rămas pe pajiștea înflorită a munților, târându-se de-a bușele, tatăl său se întorcea acasă căzând în nesimțire. În apropierea pajiștei, unde Mișul, căci așa era numele copilașului, se aflau câteva colibe răzlețe, printre care și o colibă în care locuiau 2 bătrâni ce se numeau Stelian. Soția bătrânului Stelian, ieșind după ciuperci, a auzit un plânset de copil și, lăsându-se condusă de acel glas, a dat peste Mișu, care abia își mai trăgea sufletul de atâta plâns. Bătrânica luă copilașul și-l duse în colibă îngrijindu-l. Trecut au zile și, pentru că nu s-a găsit să vină nimeni după copilaș, bătrânul s-a gândit să mărturisească preotului paroh din sat această întâmplare. Neștiind care este numele copilașului, bătrânul îi puse numele de Pavelică. Așa Pavelică a crescut în familie bătrânilor Stelian, până ce bătrâna a murit. După moartea soției sale, bătrâna, nemai putând avea grijă de copil, l-a lăsat în grija unui alt bătrân, Simeon. Pavelică creștea și era tare frumos, înțelept și iubit de toți. Toată ziua cutreiera pădurile din apropiere, culegând ciuperci și fragi, dar anii a trecut și Pavelică a ajuns elev de școală. Într-o minunată dimineață de duminică, în timp ce o parte din acești munteni coborau de vale în sat pentru a merge la biserică, alții pentru a face cumpărături ca să-și mai bea gologane agonisiți timp de o săptămână, Pavelică se depărtă binișor de colibă pentru a căuta ciuperci. După câteva ore, săculețul îi era plin. Dar pentru că era duminică și nu avea treabă acasă, se gândi să meargă să vadă ce poate exista după stânca cea mare. Asta l-a neliniștit frământându-l totdeauna. Vroia să știe
ce lume se ascunde după acea stâncă. În fiecare seară, cu ani în urmă, mama Ana, soția lui Pstelian, îi povestise mult istorioare frumoase. Lui Pavelică îi plăcuse mai mult istorioara unui băiat, feciorul unui rege dispărut, care a plecat în largul lumii în căutarea tatălui său. După zile de rătăcire prin munți, prințul zărește o stâncă uriașă, iar o păsărică cu pene de aur îl îmbie să sară peste stâncă, promițându-i că dinapoi a ei se află țara soarelui, unde se afla regele tatăl său. Prințul porni însă tot felul de monștri, șerpi, lei, un urs și alte ligioane îi ieșiră în cale. Din fericire, un brav călăreț, un cal aprig îi ieși într-o întâmpinare, biruind monștrii, luându-l pe micul prinț călare și ducându-l la castelul regelui unde își găsi tatăl. La școală, Pavelică își întrebase dascălul unde poate fi găsită această țară a soarelui, pe care nu o găsise nicăieri pe harta Europei. Dascălul îi răspunse râzând: copilule, această țară se află în împărăția basmelor, care nu figurează pe nicio hartă. De câte ori de atunci dorise Pavelică să vadă această împărăție a basmelor, dar dacă se află chiar după acea stâncă, gândi el, adesea dimineața, de la izvorul de unde lua apă Pavelică, privea cu admirație acel vârf și ce mult dorea el să poată merge acolo într-o zi. Azi am vreme să mă duc, zise Pavelică, lăsându-și săculețul cu ciuperci într-un loc ușor de găsit la întoarcere, și începu să urce cărarea ce duce la stâncă. Pavelică era sigur că acolo e țara soarelui, unde soarele nu apune niciodată și e foarte cald. Urcând mare grabă și nerăbdare cărarea șerpuită, ajungând frând de oboseală în vârful stâncii, de unde ochii săi putu să admire o pajiște minunată, zmălțuită cu toporaș și lăcrămioare. Din stâncă țâșnea un izvor ce curgea în vale ca un șarpe de argint. Aici nu mai era acea stâncă, adâncă tăcere a pădurii. Mierlele cântau, iar cintezoii și sturzii le răspundeau. Pavelică, în gândul său, își zicea: fără îndoială că aici e țara soarelui. Pavelică se așeză pe o lespede de piatră pentru a se odihni puțin. Privind în jur și cercetând cu mare băgare de seamă tot ce înconjura, observă un fel de ușă în stâncă. O rază de lumină se strecura printre o crăpătură, îngăduindu-i să poată vedea în lăuntru. Era o încăpere, la mijloc o masă și o bancă, pe pereți spânză de păianjen, pe jos mușchi. Pavelică se gândi că acolo locuiește cineva. Nu fără fiori de emoție, el înaintă. Ochii s-au oprit asupra unei cărți de pe masă. Copilul deschise cartea și începu a citi rar cuvintele scrise pe cea dintâi pagină. Cine ai fi tu, acela care ai în mână această sfântă carte? Citește-o stăruitor și cu băgare de seamă, rând cu rând. Ea îți va arăta calea care duce din această vale a plângerii în țara luminii și a fericirii veșnice. Va să zic că e adevărat. Nu m-am înșelat. Această cărticică o să-mi arate drumul către țara soarelui.
Așa că această țară, deși nu există pe hartă, ea există cu adevărat în toată frumusețea și măreția ei. Pavelică se așeză cu capul său bălai între mâini, cu coatele pe masă să citească. Peste primele pagini ar fi vrut să sară, dar era scris să fie citită rând cu rând. Băiatul gândea că însușirea aceea de nume de la începutul cărții nu reprezintă decât numele locuitorilor țării unde doriră el. Apoi întâlni cuvinte ca Maria, Iosif, Emanuel, Iisus, lăudat fie Iisus Hristos, Doamne, Doamne Dumnezeul meu, miluiește-mă, cuvinte pe care le mai auziseră băiețelul la bunicul său Simeon. Urmarea era mai grea pentru el, istorisirea nașterii Domnului. Citi despre un rege Irod, despre o stea fermecătoare ce conduse pe magi la Ieslea, unde se născuse Iisus. Trebuie să fi fost un prinț fermecător, de vreme ce-i căzură în genunchi plin de respect și-i oferiră aur, tămâie și smirnă. Acestea din urmă două daruri erau oare de mâncare? Desigur că acest Irod era un bălaur care vrea să sfâșie pe copilul Iisus. Dar ce bine îmi pare că a venit îngerașul și le-a spus lui Maria și Iosif să ia copilașul și să plece. Oh, dar ce grozav trebuie să fi fost acest balaur îndrăcit care a dat pierzării pe toți copilașii și ce trebuie să fi plâns bietele mame. Ah, dar ce bine că a trebuit să moară balaurul acesta. Cel puțin Iosif a putut să-și aducă înapoi pe copilul Iisus în țara soarelui statornicindu-se în Nazaret. O, ce lucruri minunate am aflat astăzi despre țara soarelui! Vai, dar s-a făcut târziu! Bunicul o fi neliniștit. Mă voi toarce altă dată sau cel puțin duminica trebuie să aflu ce s-a întâmplat cu acest prinț fermecător și să aflu drumul către țara soarelui. Bunicul Simeon rămas acasă nu-i observă lipsa lui Pavelică, căci cu cine sta el de vorbă, un tânăr venit din satul din vale, la lucru aici sus, la pădure, la tăiat lemne. Cum tânărul avea nevoie de adăpost pe perioada care va lucra aici în munte, Simeon se oferi să-l găzduiască în coliba sa. Când soarele se pregătea să apună, Pavelică bucuros și fericit sosi acasă unde bunicul îi prezentă oaspetele pe Gheorghe. A trecut zile după zile, Pavelică vorbea tot mai puțin, plăcerea lui era să meargă după cumpărături în sat, iar atunci venea destul de târziu și gâfâind de oboseală. Simeon ar fi băgat el de seama acestea, dar fi fost singur. Dar cu Gheorghe fiind, dădea mai puțină atenție copilului. De când venise Gheorghe, bătrânul nu se mai ducea la cârciumă, deși adesea le îndemna și pe Gheorghe să meargă cu el. Gheorghe refuza, mărturisind că i s-a întâmplat odată, beat fiind, să facă o faptă rea și de aceea s-a hotărât să nu mai bea. Trei duminici, una după alta, Simeon cu Gheorghe merseră la biserică, întorcându-se noaptea târziu, neîntrebându-l ce-a făcut Pavelică în cursul zilei. Pavelică avea o mare taină, păstrând-o în mare tăcere, lăsându-se mai degrabă mustrat că a stat prea mult după fragi decât a spune pe cartea descoperită de el. În ziua când va știe drumul spre țara soarelui, hotărâ el să împărtășească taina și bunicului cu care va merge împreună, gândea el. Pavelică, cum pleca de lângă bunicul, alerga spre cartea pe care trebuia să o citească rând cu rând.
Cu cât înainta în citire, Paverică se gândea tot mai puțin la împărăția baznelor, fiind de acum preocupat să știe tot mai multe despre Isus. Paverică, oftând, zise: O, acest Isus, ce bunătate poate sta alături de a lui! El putea face tot ce vrea, fără îndoială că este Fiul lui Dumnezeu. Nu prea înțeleg ce s-a petrecut pe malurile Iordanului între Iisus și Ioan, acest om ciudat care se hrănea numai cu lăcuste și cu miere sălbatică. Dar sigur că glasul din ceruri și cerul fiind locuința lui Dumnezeu, el era acela care făcea să se audă că Iisus e Fiul Său mult iubit, de care trebuie să asculte lumea. Paverică, după ce citi încă câteva foi, se opri nedumerit. Dar cum vine asta? Nu era Iosif adevăratul său tată? O, înțeleg! E cum ar fi bunicul Simeon, care nu-i bunicul meu adevărat. Dar așa cum îmi poartă el de grijă, lumea își poate închipui lesne că eu sunt nepotul lui. Trebuie să ascult și eu de Domnul Iisus, pentru că așa a poruncit Dumnezeu. Când voi fi lămurit asupra celor ce spunea el oamenilor, voi face și-l voi asculta fără să-l văd. O, ce este aici în cartea aceasta? Paverică nici nu mai putea să doarmă noaptea. Îi veneau în minte cele citite. Parcă tot vedea grădina unde se rugase Iisus și unde se luptase sufletește, iar ucenicii dormeau. De l-aș fi găsit acolo, l-aș fi îmbrățișat și aș fi spus: Nu-ți fie teamă, Dumnezeu te va scăpa. Dar nu l-a scăpat. Oare de ce? De ce n-a izbăvit pe Iisus? Tâlharii au venit, l-au legat și apoi... Lacrimile îl împedicară pe copil să citească mai departe. Paverică închise cartea și se întoarse acasă cu totul întristat. Muntele era în culmea frumuseții, împodobit cu flori și verdeață. La ce bun atâtea flori frumoase! Cum pot cânta păsărelele când a murit Iisus? Fiindcă nu mai trăiește, nu-l vom vedea niciodată, niciodată. Nu să-i pot spune cât de mult îl iubesc și cât eram de hotărât să-l ascult și să-l urmez. A doua zi nu vroi să meargă să citească din Sfânta Carte. Era prea supărat, dar deodată își aduse aminte, rând cu rând: trebuie citită pentru a cunoaște drumul spre Țara Soarelui. În scurt timp, Paverică ajunse la peșteră și se cufundă în citit. Deodată, el se sculă cu tresărire. El e viu! E viu! E viu! Iisus trăiește! El e Fiul lui Dumnezeu! S-a prăvălit piatra și a înviat! Abia putându-se stăpâni de bucurie, Paverică se cufundă din nou în citit. Paverică află că Iisus e cu ucenicii săi până la sfârșitul lumii, că i-a fost dată puterea în cer și pe pământ. Deci Iisus e viu, a înviat din morți și este lângă mine. Împreunându-și mâinile pe piept, el se închină adânc. O, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, fiindcă Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, Tu mă vezi și pe mine, măcar că eu nu te pot vedea. Mi-ar plăcea să-ți spun că te iubesc mult, mult, mai mult decât pe bunicul și că vreau să-ți fiu supus. Ajută-mă să găsesc calea către tine. În ziua aceea, Paverică se întoarse mai târziu ca de obicei. Fața era scăldată de bucurie. Mi se părea că Iisus intrase cu el în colibă și că erau acum prieteni. Când făcea mâncare pentru bunicul sau altă treabă, Paverică vorbea cu prietenul său nevăzut, Iisus. Când bunicul înjura, Paverică tainic se ruga: Doamne Iisuse, să nu te superi că a înjurat așa de urât. Bunicul meu, el nu știe că ești aici și este beat. Bunicul, în starea sa de om beat, îl bătea pe băiețel. Băiețelul nu se supăra. Retrăgându-se în colțișorul său, stătea iar de vorbă cu prietenul său Iisus.
A doua zi dimineața, bătrânul, desmeticindu-se, căuta să-și repare greșeala, oferindu-i biscuiți și scorțișoare, cumpărate de el din târg, dar de care el uitase. Băiețașul cu glas domol îi zicea: "Dacă m-ai bătut, nu face nimic, dar îmi era tare frică că Iisus are să plece de la noi, auzindu-te subduind, și nu prea știu dacă el poate rămâne unde sunt oameni beți." Bătrânul, cu o căutătură fâstăcită, se întrebă: "Despre cine e vorba? Nu de Gheorghe? E adevărat că lui nu-i plac oamenii beți, dar el nu vine săptămâna asta." "Nu, nu, nu vorbesc de Nea Gheorghe. N-ai citit niciodată cartea sfântă care descrie țara în care soarele nu apune în veci?" "Nu, dragul meu, cine ți-a spus ție că este o astfel de țară?" "Da, este." Băiețelul începu a povesti din ceea ce el la rândul îi citise. Bătrânul răspunse: "Dar ceea ce spui tu este Evanghelia Domnului. Nu știi mai mult decât mine, măcar că sunt bătrân. Cum se face aceasta?" Ochii albaștri ai micului Pavelică erau fierbinte rugători. "Bunicule, te rog să nu te mai duci la băut în loc să lucrezi. Mi-e teamă că Iisus nu va mai veni la noi dacă vei mai bea și înjura." Pavelică era convins că bunicul său nu va mai bea. Dorința nu i-a fost înșelată. Urma apoi o săptămână când Pavelică nu a avut vreme să meargă să citească din cartea sfântă. Bunicul făgăduise la parohie că băiatul le va duce zilnic fraci și ciuperci. Bunicul îi promise lui Pavelică că banii ce va strânge pe fraci și ciupercile duse la parohie îi va păstra pentru a-i cumpăra pantofi pentru iarnă, pentru a avea cu ce merge la școală. Băiatul robotea ziulica toată, dar din când în când își mai făcea timp și pentru Sfânta Carte, aflând între timp că Iisus are putere pe pământ să ierte păcatele, gâfâind, gândind că și el a greșit adesea, rupând bățul bunicului pentru a nu-l mai bate, furând două de la mătușa, se grăbi să ceară iertare. "Am greșit adesea și încă nu ți-am cerut iertare, Doamne Iisuse, fiindcă Tu ai puterea aceasta, iartă-mă și pe mine. Îți mulțumesc că Tu m-ai iertat. Mai înainte nu aveam cunoștință că sunt răutăcios." Pavelică însă nu înțelese ce a vrut să zică Domnul Iisus. "Oamenii sănătoși nu au nevoie de doctor. N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință." Nu era clar ce este pocăința. Știa doar că oamenii dăneau la Ioan Botezătorul, se pocăiau, mărturisindu-și păcatele. Cum primul ieșit în cale a fost Zaharia, vecinul lor, Pavelică îl și întrebă: "Nea Zaharia, te rog, spune-mi, ce înseamnă mărturisirea?" "Ce înseamnă mărturisirea?" Se uita uimit bătrânul la copil și răspunse: "Ei bine, mă duc la biserică și preotul îmi dă deslegare. El îmi iartă păcatele." Pavelică tot nedumerit: "Preotul? Are el dreptul și puterea să facă aceasta?" "Ce nostim copil, cum aș putea eu să știu?" "Va să zic că nu știi sigur dacă el ar putea asta. Știi, moșule, dacă ai merge la Iisus, el te-ar ierta tot așa de simplu ca pe slăbănogul pe care l-au coborât cu frânghia de pe acoperiș." "Nepoate, pentru noi ăștia simpli, oamenii neștiutori, preotul este în locul lui Dumnezeu pe pământ. El rânduiește socotelile noastre față de Tatăl Ceresc." "Zisa oare Dumnezeu și preotului, acesta este fiul meu, cel iubit, de el să ascultați?" "Băiatule, dar tu mă pui în încurcătură cu întrebările tale." "Nu te supăra, moșule, eu când am cerut azi Domnului Iisus să-mi ierte păcatele, el m-a și iertat. De a-i ști cât sunt de fericit." Bătrânul Zaharia a găsut pe gânduri: "Dar și avea eu siguranța lui, mie ar avea ce-mi ierta Dumnezeu." Curând Pavelică ajunse la parohie, unde, după ce cu respect sărută mâna părintelui, îl și întrebă: "Sfinția ta ești preot, nu-i așa? Și oamenii vin la sfinția ta să-i mărturisești. E adevărat că ai puterea să le ierți greșalele?"
Părintele, care era paroh catolic, rămase încurcat la o astfel de întrebare. Simțea că în acest biet copil de țăran bătea o inimă regească. Nu, copile, bunul Dumnezeu nu mi-a vorbit așa, nici chiar fi putut să o facă. Doar Iisus Hristos este unicul fiu al său. De dânsul trebuie să ascultăm. Puterea ce o are el, nu am eu. Eu nu pot decât să făgăduiesc cu oamenilor că bunul Dumnezeu le va ierta păcatele lor. Dacă sunt hotărâți să nu le mai repete, să facă multe fapte bune. Acum Pavelica era mulțumit. Aflase adevărul și se grăbea să întoarce acasă, însă se abătu din drum și pe la peșteră. Afară începu o ploaie cu găleată. Pavelica nici nu băgă de seama, fiind cufundat în lectura cărții, că nea Gheorghe s-a oprit în pragul peșterii pentru a se adăposti de ploaie, căci era cu lucru prin apropiere. Pavelica și Gheorghe, deși locuiau de câteva săptămâni sub același acoperiș, nu discutaseră prea mult. Până atunci, parcă atunci s-ar fi întâlnit întâia dată. Dar în scurt timp, Pavelica îi istorisi din taina sa și deveniră bun prieten, parcă se cunoșteau de ani și ani. Gheorghe își zise în gând: ce plăcut copil, n-am știut să-l privesc până astăzi. Gheorghe se apropie de băiețelul cu păr bălai și ochișori albaștri, așezându-se pe bancă lângă el, întrebându-l pe Pavelica: de ce stai aici în loc să te duci acasă? Știu că bunicul nu are treabă cu mine și mă grăbesc să-i spravesc de citit cât mai repede această sfântă carte. Vai, ce tună! Altădată mi era frică, grozav de frică, dar de când știu că Domnul Iisus e mereu cu mine, n-am nici cea mai mică teamă. Gheorghe nu-și putea lua ochii de la Pavelica. Ce ai aici? Arată-mi. Nu un nou testament? Dar de unde îl ai? În colibă nu-l aveai. Nu, dar o să-ți povestesc totul de la început, dacă dorești. Bine, te ascult. Așezându-se țigănește nea Gheorghe, Pavelica început povestea pe care Gheorghe o urmări cu cel mai viu interes. Cum băiețelul descoperise Țara Soarelui și acea sfântă carte, cum căuta acum în carte drumul care ducea în adevărata Țara Soarelui. Deschizând cartea, la prima pagină, Gheorghe se uită mult la cele scrise cu mâna. Ce ai citit tu astăzi? Evanghelia Sfântului Marcu. Aș vrea chiar azi să ajung la sfârșitul acestei cărți. Gheorghe nu se putu opri de a zâmbi. Dar cum ploaia trecu și soarele strălucea din nou pe cer, ieșirea afară pe pajiște pentru a citi. Gheorghe citi cum Mântuitorul a înviat și s-a arătat alor săi, mai întâi Mariei Magdalena, trimițându-o să ducă vestea ucenicilor. Dar ei n-au crezut-o. Apoi Iisus se arătase la doi călători, apoi celor 11 apostoli, poruncindu-le să meargă în toată lumea ca să provăduiască Evanghelia. Gheorghe citi ceva care pe băiețel îl umplu de uimire, că Iisus s-a înălțat la cer, așezându-se la dreapta lui Dumnezeu. Pavelica se uita cu admirație pe cer. Acum știa unde este Iisus și de ce nu mai era pe pământ. El era acolo, sus. Sus, acolo, Tatăl Ceresc al un tron de slavă și Iisus i-a alătura. Acum știu, strigă Pavelica triumfător. Acolo sus e adevărata Țara Soarelui, iar asta de aici nu-i decât marginea, țărmurile. Locuința lui este acolo, sus, dar trăiește lângă noi și în clipa aceasta chiar el este aici cu noi. Cu noi? Unde? Privi în jur neîncrezător. A, nu vorbi așa, nene. Te rog, îmi e teamă să nu-l supărăm cu asta. Iisus i-a mustrat pe necredincioși. Gheorghe continuă să citească. Orele se scurseră pe nesimțite. Lui Gheorghe, pentru întâia dată, și inima lui se încălzise pe deplin. De ce să lași cartea asta aici? Să o luăm cu noi. Vom citi în fiecare zi câteva pagini și se va bucura de asta și bunicul. Când o vom sfârși, o vom aduce înapoi. Dacă crezi că Mântuitorul nu se va supăra că o luăm de aici, eu voi fi foarte mulțumit. Zi de zi, în coliba lui Simeon,
cei trei citau din Sfânta Carte, jertfindu-și în fiecare zi, cu toată inima, ceasul de somn de după masa de prânz. Ba mai mult, Simeon îl chema adesea și pe vecinul său, bătrânul Zaharia. Ei aflară lucruri interesante și mult folositoare sufletului. Gheorghe își dezvăluie trecutul. Într-o duminică, pe când Pavelică nu era acasă, Gheorghe a bătut trist, cu gândurile rătăcite, la insistența bătrânului Simeon, își dezvăluie trecutul. Și ascunde fața între mâini și izbucne. Am făcut pe femeia mea să-și piardă mințile. Eram bănuielnic din pricina geloziei, totdeauna îmi închipuiam că un altul avea să-mi răpească pe soția mea. Azi știu bine că mi-era credincioasă, că inima ei întreagă era a mea, dar atunci nu puteam încrede în asta. Nici să o supăr, să o văd că vorbește cu cernitor cu cineva. Oh, cel puțin de-aș fi cunoscut pe Domnul, cum îl cunosc de când citind Scriptura, aș fi căutat sprijin în dânsul. Glasul se sugrumă, se lăsă o tăcere adâncă, pe care bătrânul Simeon o întrerupse cu un ton care dădea curaj și le îndemnă să continue. Cu un glas stins, continuă. Când ne dăduse Dumnezeu un copil, lucru de necrezut, eram gelos pe copil, gelos de dragostea ce arăta mama lui. Când auzeam pe alții din sat că mor, doream moartea și copilului meu ca să nu-l mai desmier de ea. Știam că diavolul dă târcoale în preajma noastră ca un leu furios, căutând să ne sfâșie, dar în loc să-l alung, de agonie ispita căzui cu totul în ghearele lui. Nu-mi fi cu putință să spun exact ce s-a întâmplat. Tot ce-mi mai aduc aminte e că o săptămână nu am mai luat paharul de la gură și atunci, cum eram biat, am furat copilul și l-am dus nu știu unde. Tot ce știu e că m-am găsit departe în munți, întins fără cunoștință și că băiețelul dispăruse. Stătui așa fără să-mi vină în minți, două săptămâni, într-o colibă primitoare de oaspeți, aveam friguri, după cum mi s-a spus pe urmă. După trei săptămâni, mă întorsei și eu acasă, între timp femeia mea înnebuni. Cu sudoare de gheață îi ută fruntea. Un singur amănunt își mai amintea. I-am dat o bucățică de pâine copilașului când plângea acolo în munți. Mi se pare că îl văd încă, dinaintea mea, așa mic și curățel. Lacrimile înfloreau obrajii care îmi surâdeau. Îmi era capul greu și trebuie să mă întind pe pământ. În clipa aceea nu mai mi-aduc nimic aminte. Tot ce auzise bătrânul Simeon, îi se păru un vis. Abia acum a început să-l înțelege pe Gheorghe. Pavelică lipsea de acasă, dar unde putea fi oare găsit? În țara soarelui. Era în loc unde putea fi găsit Pavelică în tot timpul său liber. Motivul? A citi în voie din cartea ce descria drumul spre țara soarelui, mult visată de el. Pe când el stătea cu fruntea plecată, asupra cărții, adânc concentrat, nici nu simți când părintele Iosif se apropie de el. Nespusă i-a fost bucuria la vederea părintelui, însă îl uimea prezența sa acolo. Părintele, înțelegând nedumerirea copilului, îi explică cum nu se simte prea bine cu sănătatea și doctorul i-a indicat câteva zile odihnă. Părintele alese acele locuri pentru că îi ofereau liniștea necesară, aer curat, iar gazda era un om tare de treabă, noul pădurar. Ce bucurie pe Pavelică! Avea pe cine întreba și avea cine să-l lămurească în problemele greu de descifrat pentru el. Copilul se așeză la picioarele preotului, care luase loc pe un bolovan de piatră. Dacă vreți, părințele, spuneți-mi ce este Duhul Sfânt. E Duhul Domnului nostru Iisus Hristos. Orice creștin trebuie să-l aibă, căci așa stă scris în cartea aceasta. Dacă cineva nu are Duhul Sfânt, acela nu este al lui Iisus Hristos. Atunci, matale, îl ai, nu-i așa? Privirea curată a copilului se fixă fără teamă în ochii preotului.
față de nimeni altul, preotul n-ar fi fost încurcat să răspundă. Nu fusese el botezat? Peceta hirotoniei nu fusese pusă pe capul lui? Câteva clipe trecură fără să spună un cuvânt. La ce gândești tu? Ce trebuie să fac pentru ca Domnul să-mi dea Duhul Sfânt? Întrebă el cu îngrijorare. E scris în cartea asta că Tatăl Ceresc va da Duhul Sfânt celor care îl vor cere. Și mie mi l-a dat întotdeauna de câte ori l-am cerut. Poți primi Sfântul Duh cum primești pe Domnul Iisus? Nu înțeleg tocmai bine ce vrei tu să spui. Ei bine, Marta a primit pe Domnul Iisus în casa ei și eu, măcar că nu-l văd, l-am primit în coliba noastră, în colțișorul meu și știu că a venit și că stă cu mine. Preotul, oprindu-se, închise ochii ca orbit. Apoi, după un moment, răspunse ca și cum și-ar fi vorbit lui însăși. Nu numai în casa ta trebuie să primești Duhul lui Hristos. Acest Duh poate intra și în inima mea. Apoi cu glas tare. Fără îndoială, copile, uite și vezi soarele cum înaintează pe cer, așa de uriaș, de strălucitor și de măreț. Și vezi cum această picătură de rouă, așa de mică și neînsemnată și totuși, ce vezi tu când te uiți la ea cu băgare de seamă? Soarele! Și el l-a primit, deci nu-i așa, părințele? Da, da, copile, iar acum noapte bună, căci e târziu. Băiatul rămas singur, căzu în genunchi cu smerenie. Doamne Iisuse, roagă-L pe Tatăl Ceresc să-mi dea și mie Duhul Sfânt, pentru că știi că vreau să fiu al Tău. Vreau să-L primesc pe El precum picătura de rouă primește soarele. Și pentru părintele, mă rog, dă-i-l și lui, dă-i negreșit, amin. Gheorghe se duce acasă. În zorii zilei următoare, Gheorghe trebuia să se întoarcă acasă. Despărțirea de gazdă, de bătrânul Simeon și minunatul băiețel îi era grea. S-a atașase mult de băiețel. Pavelică, în semn de dragoste, se oferi să-l conducă o bucată de drum. Niciodată, atât timp cât a găzduit în coliba bătrânului Simeon, Gheorghe nu îndrăzni să-l întrebe dacă Pavelică era nepot de la fată sau fecior, căci așa bănuia. Din discuțiile purtate pe cale cu Pavelică, Gheorghe află că nu este nepot bătrânului, ci este orfan. Gheorghe izbucni. Atunci n-ai vrea să vii la noi, că tot n-avem noi copii. Cum? N-aveți copii? Nu? Ce păcat că n-am putut spune mai întâi bunicului. Copilul găsi la început că invitația ar fi cucernică, dar dintr-o dată dând din cap. Ce ar zice Domnul Iisus de a-și lăsa astfel pe bunicul? Cine i-ar aduce apă? Cine i-ar face mâncare? Nu, nene, mergi cu Dumnezeu. Numai întoarce-te de grabă, căci o să ne fie tare dor. Gheorghe, nu mai insistă. Copilul avea dreptate. Dar cum coliba rămăsese mult în urmă, Gheorghe îndemnă băiețelul să se întoarcă. Pavelică în serviciul preotului. Pădurarul, știind că preotului îi plac copiii și că Pavelică e o bună călăuză pentru acei munți, propuse bătrânului Simeon să-i lase pe băiat să-l întovărășească pe părinte în plimbările lui prin munți, atât timp cât va sta acolo pentru a se îngriji de sănătate. Băiatul, când a auzit unele ca acestea, sări de bucurie. Niciodată inima lui Pavelică n-a visat un trai ca acela, care începea pentru el atunci. Îl iubea mult pe părintele Iosif. În tot acest timp, cât Pavelică a stat cu părintele, băiețelul a învățat să citească binișor și să scrie. Pavelică găsea că este mai ușor acest studiu decât la școală. Pentru Pavelică, cele mai fericite clipe erau acelea când preotul scotea din buzunar Noul Testament și citeau din el. Adevărat că erau multe lucruri pe care copilul nu putea să le priceapă, de aceea cerea părintelui explicațiile necesare. Încetul cu încetul, Pavelică află și înțelese cum Hristos a murit pentru noi. Preotul, pe zi ce trecea, părea
tot mai cufundat în meditațiile sale, el se ruga mult. Lui Pavelică îi plăcea să-l vadă rugându-se, când sub cerul liber, când acasă. Noaptea, de se întâmpla să se trezească, Pavelică îl vedea adeseori în genunchi, înaintea unei mici cruci de lemn. Fără voia sa, Pavelică, într-o zi, auzi pe femeia păduralului zicându-i bărbatului său că părintele arată tot mai rău, fața-i fiindu-i zdrobită de o îngrijorare ascunsă. Îndată cum întâlni pe preot, Pavelică îl și întrebă de sănătate. Copile, sunt grav atins de un rău fără leac, nici aici pe pământ. Nici chiar din partea Domnului Iisus? Zise el plin de spaimă, apucând din micile sale mâini mâna palidă a preotului. El ar putea, dar... O, atunci trebuie să-l rugăm. Amintiți-vă cum Domnul Iisus vindeca pe toți, chiar pe slăbănogul care, deși nu-l rugase el însuși. Ai vrea să mă ajut să mă rog? O, da, întocmai. Zilele se scurgeau una după alta. Duminica, băiețelul se ducea și pe la bunicul său, Simeon. De ce a trebuit să plece de la preot Pavelică? Bunicul Simeon primi o scrisoare de la Gheorghe, prin care îl înștiința că va veni pe curând rugându-l să-i fie gazdă și lui și soției, rugându-l totodată să dea voie lui Pavelică să-i țină tovărășie acasă și în pădure soției lui. Simeon, din dorința nespusă de a face un bine lui Gheorghe, ceru lui Pavelică să rămână acasă și să aștepte musafirii anunțați. Zadarnic l-a asaltat pe bunicul său cu explicații și rugăminți ferbinți să-l facă a înțelege că preotul avea nevoie de el, că era bolnav. Ia mai lasă-mă în pace cu popa acela. Acela e un străin, în timp ce Gheorghe e de-ai noștri. E cea din tâi datoria noastră de a veni în ajutor. După o scurtă tăcere. Ascultă-mă, stai colea să spun ceva. Aceste cuvinte de dragoste i-au fost de ajuns să potolească furtuna din mica inimă răvășită a băiețelului. Apoi bătrânul îi vorbi copilului câte ceva de nenorocirea lui Gheorghe, încât îl făcu să înțeleagă că dacă acceptă, îi este de folos lui Gheorghe. Dacă a acceptat propunerea nu i-a fost ușoară, cu atât mai greu era să-i spună părintelui Iosif să-și caute alt băiat. Nu ușor i-a fost nici părintelui când a auzit o astfel de veste. Pavelică regreta nespus de mult, căci în slujba părintelui se considera ca în slujba directă a Mântuitorului. Ei bine, Pavelică, el îți poruncește, ia-ți crucea în fiecare zi și urmează-mă. Crezi tu că n-ar fi preferat Domnul Iisus să stea mai degrabă lângă ucenicii săi, pe care îi iubea atât de mult? Dar când tatăl său i-a zis, ia această cruce grea, du-o pe umerii tăi striviți, până la Golgota și lasă-te pironit pe acest lemn. Ce-a făcut el? Trebuie să te supui și tu și să o faci cu voioșie. Știe Dumnezeu de ce îți spune în calea ta acest suflet. Tot așa cum te-a trimis Dumnezeu la mine, ca să-mi fii mie de folos. Atunci voi fi în slujba Domnului. O, poate că îmi va hărăzi bucuria să-i găsesc copilul. Ce vrei să spui? Bunicul îl oprise pe Pavelică a povesti cuiva de nenorocirea lui Gheorghe. Dar fiindcă de părintele nu i-a atras atenția, îi povesti. După ce ascultă, părintele îngândurat, cu privirile pierdute, întrebă. Ce vârstă puteai avea tu atunci, Pavelică, când te-a găsit mama Ana? După câte mi s-a spus, mă ridicam a merge în picioare. Ei bine, cred într-adevăr că Domnul Iisus îți va hărăzi bucuria să găsești băiețelul acestei biete femei. Fii numai bun slujitor la ei și va veni ziua când vei mulțumi Mântuitorului că ai putut să o servești. La despărțire, scoțând din buzunar Sfânta Carte, preotul o sărută și o întinse micului său proprietar. Facă Domnul să fie și pentru alții ce a fost și pentru mine. Și când vei trece pe aici, vino și pe la noi. Tușa Tatiana.
Bătrânul Simeon nu și închipuise că traiul la oaltă cu femeia bolnavă a tânărului său prieten ar fi așa de lesnicios. În fiecare zi ea găsea iar restul timpului, gătea, iar restul timpului îl petrecea în compania lui Pavelică, de care se atașase foarte repede. Ei adesea stăteau de vorbă despre Mișu. Băiatul o învăța să se roage lui Iisus să-i spună unde este copilul ei. Ea credea cu nădejde că Mișul trăiește și că are să-l găsească. Când ploaia îi ținea închiși în colibă, ei citeau și timpul trecea foarte repede. Preotul e tare bolnav. Oricât de plăcută și de pașnică este viața lor la olaltă, Pavelică simțea totuși că lipsește ceva. Câteodată simțea o nevoie adâncă de a sluji preotului, încât spunea mereu: Doamne Iisuse, vreau să fiu supus și să-mi duc crucea, dar o găsesc așa de grea, chiar dacă nu-mi sunt umerii zdrobiți ca ai tăi. Ivindu-se un prilej de a ajunge în sat, întâlni acolo pe soția pădurarului, care îi vorbi de predica părintelui din săptămâna trecută, când a strigat cu glas mare: Până acum nu v-am fost un bun păstor, nefiind născut din nou și neavând siguranța iertării păcatelor. Pavelică nu rezistă până a bătut puțin și pe la casa părintelui, care între timp se întoarse acasă. Îl găsi bolnav la pat. Bucuria părintelui la vederea băiețelului a fost nespusă. Fii binevenit, copilul meu! În sfârșit, iată că vii și tu. Mă întrebam chiar dacă nu mai fi uitat. Dar nu plânge, știu bine că n-ai fi cerut altceva decât să vii. Oh, fiți sigur! Ștergându-și lacrimile, Pavelică își puse panerul pe masă, îngenunche dinaintea canapelei și îmbrățișe pe paror, ceea ce nu făcuse niciodată. Acest gest neașteptat și spontan de gingășie copilărească a fost ceva de nedescris, de plăcut pentru inima singuratică a părintelui. Lipind copilul la sân, preotul îl sărută dulce pe fruntea albă și curată. De ce v-ați culcat? Sunteți obosit sau suferind? Întrebă cu interes Pavelică. Puțin cam obosit, Pavelică. Și am niște junghiuri care mă țin să respir. N-am spus nimănui decât ție spun, ca să te rogi cu mine Mântuitorului, ca să mă vindece. Oh, să-l rugăm chiar acum! Doamne Iisuse, bunule și scumpe! Doamne Iisuse, Tu ești aici cu noi, nu-i așa? Ei bine, te rog, vindecă pe părintele! Tu știi că nu poate predica atunci când e bolnav, nici să facă altceva. Și totuși trebuie să arate oamenilor și femeii pădurarului calea către tine. Da, Fiule lui Dumnezeu, Tu care ai purtat bolile noastre, Tu care ai făgăduit să dai tot ce se va cere de doi care se adună în numele Tău. O, te rog, îndepărtează această boală de la părinte. Mi-ar plăcea așa de mult să-ți mai servesc, Iisuse, Doamne, și să luminez cu ajutorul acestei lumini pe care mi-ai dat-o Tu, poporul Tău care îl încezește în întuneric. Timp de atâția ani nu am fost pentru acești orbi decât un conducător orb, un om plătit ca să slujesc, și n-am mers înaintea oilor. O lasă-mă să repar cât de puțin ceea ce am greșit. Sunt încă tânăr și am înainte de trăit. Dacă Tu mă vindeci, îți făgăduiesc să mă consacru în întregime slujbei Tale, cum se mistuie o lumânare pe altar. Amin. Pavelică izbucni. El ne-a auzit și sunt sigur că va face ce am cerut. Și eu cred, Pavelică. Mai roagă-te numai pentru mine, noi suntem în serviciul aceluiași stăpân. Tu știi, trebuie să ne ajutăm unul pe altul. În odaie domnea o tăcere solemnă. Pavelică seri îndreptându-se spre coșul pus pe masă. Ei da, era cât pe aici să uit. Femeia pădurarului v-a trimis aceste bunătăți. O să vă facă bine. Ia uitați-vă,
2 porumbei, ouă, brânză, pâine, bună de secară. E un cuțit pe masă? Tai câte o bucățică de pâine și să gustăm cu brânză și unt. Printre altele, preotul îl întrebă pe Pavelică cum se împacă cu tușa Tatiana. La plecare, preotul adăugă: știi tu ceva, Pavelică? Roagă pe bunicul să vie la mine, am să-i spun ceva de seamă. Pavelică, la întoarcerea acasă, trecu pe la femeia pădurarului spre a-i aduce veste de la paror, precum și o Biblie dată ei în dar de la părinte. Așa încât băiatul ajunse acasă noaptea târziu, unde îl așteptau toți îngrijorați. Când le povesti totul cu amănuntul, nu primi nicio mustrare. Bătrânul Simeon noaptea întreagă se zvârcoli, se îngrujora ce are părintele să-i spună, când dea că îi cere înapoi pe Pavelică, mai ales că îi făgăduise cândva solemn că după moartea sa Pavelică să rămână la părintele. Părintele face lumina. A doua zi, dici de dimineață, pe când ceilalți abia se trezeau, Simeon pleca. Cu multă sfială a ajuns la casa părintelui Ciocăni. Îmi pare bine că ai venit, zise încet, fără putere, părintele. Abia respiră, căută să-i spună pe scurt bunicului Simeon că este încredințat că băiatul pierdut de tușa Tatiana și Pavelică e unul din și același și de aceea îl ruga să nu se mai lase pe acea sărmană mamă să continue a-și căuta băiatul. Se opinti, răsuflă puțin și continuă. Cum vezi, sunt prea bolnav. Afară de cazul când se face vreo minune a Domnului Iisus cu mine. Altfel, nu mai am mult de trăit. Lasă-mi pe Pavelică pentru aceste clipe ce mai rămân. Ne iubim mult. El m-a adus la Mântuitorul. Lasă-l să mă bucur de el pe patul meu de moarte. Îl voi trimite numai decât, răspunse Simeon, luptându-se ca să-și stârnească lacrimile. La întoarcere pe drumul lui Simeon îi sunau în urechi ultimele cuvinte ale părintelui. Lasă-l să mă bucur de el pe patul de moarte. La colibă îl aștepta Gheorghe cu nerăbdare pentru a afla veștile. Bunicul Simeon, abătut, îi zise: ah, Gheorghe, așa de bolnav cum e, se gândește la Pavelică și la noi pentru a ne veni în ajutor și ție îndeoseb, de aceea m-ai chemat. Apoi bătrânul îi povesti întâmplarea cu Pavelică. Pavelică? Strică Gheorghe căzând jos. El râdea și plângea în același timp. Părea că și-a pierdut mințile, dar cum Pavelică cu tușa Tatiana se întorceau din pădure, cei doi bărbați își căutară de drum. Băiețelul, cum văzu pe unchiul, el îl și întrebă: bunicule, ai și fost la părintele? Da, copilul meu, dorește mult să te vadă. E tare bolnav și am făgăduit ca ai să te duci să stai puțin cu el. O, bunicule iubit! Și îl îmbrățișă bucuros. Tușa Tatiana se îngrijora. Nu-l opri, draga mea, o să se întoarcă. Pavelică, cu ochișorii lui albaștri, înnecați în lacrimi. Mă lași, tântică. Și ieri ai fost și îți simțeam așa de mult lipsa. Îmi era frică că n-ai să te mai întorci, ca mișo al meu. Pavelică rugător: dar mă voi întoarce. Pavelică zbură ca vântul. Bunicul, pentru a-i înlătura tristețea din sufletul femeii, cu blândețe: ți-l voi da ție pe Pavelică, condiția să-l iei în locul lui Mișu, încetând a-l mai căuta. Fața femeii se însenină. Ochii ei râdeau, inima îi bătea puternic. Gheorghe, gândește-te, bunicul ne-l dă nouă pe Pavelică. Numai că acum l-a trimis cu treabă în sat. Se va întoarce și va fi aici al nostru și îl vom avea întotdeauna. Dar noi datorim nețărmurită recunoștință acestui om la care s-a dus copilul în aceste clipe. Niciodată nu ne vom putea achita de această datorie. Pavelică slujește încă pe preot. Arzătoarea dorința lui Pavelică era satisfăcută. Era lângă prețiosul lui prieten.
Pavelică se ruga mereu, fierbinte Domnului, să-i dea sănătate părintelui. Preotul Iosif era bucuros că în inima sa și în casa sa e Iisus, pe care îl simțea. Murea la jumătatea vieții, dar era fericit. Simțindu-se părăsit de puteri, zise: Pavelică, în curând am să-l văd pe acela pe care îl iubim amândoi. Ah, de aș merge și eu cu dumneavoastră. Nu, slujește-i numai cu credință pe pământ, atât de mult cât vei putea. Ce n-aș face eu să-l pot sluji toată viața? Într-o zi o să mă ajungi din urmă și o să-mi spui atunci dacă oamenii mei au citit cuvântul lui Dumnezeu și dacă l-au primit. Rămâi credincios până în sfârșit Domnului nostru Iisus Hristos. Pavelică își găsește tatăl. Întors la colibă, copilul se simțea sufletește întărit, văzând că toți îl primesc cu atâta fericire. Gheorghe nu se putu abține și de atâta bucurie și cu glas tremurat zise: Am găsit pe Mișu. Ce spuneți? Unde? Cum? Te rog, povestește. Lui Gheorghe era greu și nici cuvintele cele mai potrivite nu le găsea. Dar cum se pricepu, povesti de marea lui nebunie, de durerea tușei Tatiana. Lui Gheorghe era rușine de el însuși, știa că merită dispreț și de aceea se îndoia că băiatul îl va ierta. Dar crezi tu că dacă ai fi copilul meu, mai putea ierta? Gândește-te. Să te iert? De ce? Căci din vina mea, tu ești orfan fără tată, mamă, crescut de străin. E din pricina păcatului meu. Eu aș putea să-ți iert, nene, dar de ce îmi cer toate acestea? Totuși nu credea că întâmplarea s-a fi făcut să fie el Mișu. Urmă o nouă tăcere. Gheorghe se aruncă la pământ cu fruntea între mâini. Nene dragă, zise Pavelică, îngenunchind alături, punându-și cu simpatie căpșorul pe brațul lui Gheorghe, sunt eu copilul matale? Da, tu ești copilul meu. O, ce greu îmi e să fiu nevoit să mă cunoști așa. Sculându-se, Gheorghe îmbrățișe cu dragoste pe băiețel. Fiul meu, copilul meu iubit. Nu plânge, nene, se ruga copilul, apropiindu-se strâns de el. Nu mă mai numi așa, eu nu-s nene pentru tine. Strigă-mă ca pe tatăl tău, să audă și el odată numele acesta. Tată, scumpul meu tată, poticnindu-i lacrimile. Acum nu mai avea nevoie să știe unde va rămâne după moartea bunicului Simeon. Avea un tată scump și o mamă. O, ce bun e Domnul! El are grijă de toți și de toate. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, care îngrijești de toți copiii tăi și i-a dus la calea ta, pe căile pe care voiești tu. Amin.